Bună ziua, vă salut din nou de la Galeria Creativ. O să vă arăt astăzi cum puteți să decorați un platou de sticlă cu tehnica șervețelului. Materialele folosite vor fi următoarele. Un platou de sticlă. Platoul poate să fie de diferite forme, rotund, oval, pătrat, dreptunghi. Avem de toate modelele în magazin și dimensiunile. Vopsea acrilică albă și aurie. Aurie o să folosim pentru margine. Un model de șervețel. Eu am ales șervețelul acesta pentru că se încadrează foarte bine cu farfuria mea. O pensulă lată. Foarfeca pentru a tăia șervețelul. Un burete mare și un burete mic. Paleta de pictură. Lacul adeziv. Și la nevoie, uscătorul de păr. Haideți să trecem la treabă. Primul pas este să curățăm foarte, foarte bine platoul de sticlă. E de preferat să-l curățăm cu apă, să nu curățăm cu spray de geamuri, pentru că interferează de multe ori cu vopseaua acrilică și cu lacul adeziv. Da, după ce am curățat foarte bine, o să întoarcem platoul. Da, pe partea din spate vom aplica șervețelul. Am luat șervețelul, vedeți, am tăiat o bucată, am tăiat colțul acesta și voi desface straturile de șervețel. Șervețelul are 3 straturi, nu uitați să desfaceți, vedeți, sunt 2 straturi albe. Fiți sigur că le-ați desfăcut și stratul cu model. Da? Ca să iasă modelul pe partea din față, o să aplicăm șervețelul la fel, cu fața, cu modelul în jos. Vedeți? Ca să se vadă foarte bine. Așezăm puțin șervețelul să vedem cam cum se încadrează și ungem platoul cu lac adeziv. Nu punem foarte mult, șervețelul fiind foarte subțire se înmoaie și se rupe. Încercăm să dăm cam cât acoperă șervețelul. Lacul adeziv devine transparent la uscare. Și trebuie să fim un pic atenți. Luăm șervețelul și cu modelul în jos lipim peste platou. Încercăm să-l lipim cât se poate de egal. Și cu buricul degetului presăm să iasă toate bulele de aer și pârele care se formează. Atenție, nu tragem șervețelul, se rupe, doar presăm cu buricul degetului. Ia să vedem cum a ieșit de partea din față. Vedeți? O să se vadă puțin dârele de lipici, dar vom șterge cu un șervețel umed. O să uscăm puțin cu uscătorul de păr, dar acasă, dacă nu vă grăbiți, puteți să lăsați platoul la uscat la aer. Am aplicat șervețelul cu modelul în jos. Ia uitați ce a ieșit. Da? Am uscat foarte bine și pentru că șervețelul este foarte subțire, da? O să dăm cu un strat de vopsea albă, da? Ca să iasă modelul în evidență. O să folosesc un burete mare pentru că suprafața este mai mare și înmuiem burețelul în vopsea și dăm peste model, peste toată farfuria.
am terminat spatele platoului cu acrilicul alb. Vedeți, mie îmi place să folosesc burețelul pentru că rămân urmele acestea smulse de la burete. Am uscat foarte bine. Dacă este necesar, puteți să dați în două straturi vopseaua acrilică albă. Și se poate folosi un lac la sfârșit pe bază de apă ca și protejare. Ia uitați ce a ieșit. Puteți să lăsați platoul așa simplu sau puteți să decorați marginea cu auriu. O să vă și arăt, mi-e place foarte mult. Puteți să folosiți argintiu sau cupru în funcție de modelul șervețelului să se potrivească mai bine, dar auriul se potrivește peste tot. Vedeți? Deja își schimbă aspectul. Puteți să treceți un pic și peste farfurie, nu e nicio problemă. Pe farfuria aceasta puteți să puneți de paște cozonaci, ouă, este un platou decorativ. Multă lume m-a întrebat dacă se poate spăla. Se poate spăla partea de sus și spatele, dar nu băgați în mașina de spălat vase. Deci spălați foarte puțin cu apă, totuși este o farfurie decorativă. Și farfuria noastră, platoul nostru, este gata. Acesta este platoul nostru de astăzi. Toate aceste materiale le găsiți accesând site-ul nostru www.galeriacreativ.ro. Până data viitoare, vă doresc o zi frumoasă!